Dragi prieteni, este pentru a doua oară când regimul oligarhic mă exclude abuziv din cursa electorală. Totul s-a făcut doar pentru ca eu să nu pot candida. Dar lupta continuă și regimul oligarhic va fi distrus. Dumitru Ciubașenko este omul care tot timpul a fost de partea adevărului. Niciodată nu m-a interesat politica. N-am vrut să mă ocup cu politica. Omul de care regimul se teme, ca și de mine. Ca ziarist, întotdeauna am dezvăluit fără de legile politicienilor. Dar am simțit și am înțeles că nu mai pot rămâne indiferent. Că noi toți nu trebuie să rămânem indiferenți. Pentru că altfel nu vom avea nicio șansă să scăpăm de acest regim criminal oligarhic. Să schimbăm lucrurile în Moldova spre bine. Va deveni președinte, va dezalua Parlamentul și va numi data alegerilor parlamentare anticipate. Am nevoie de postul de președinte doar pentru a dezolva Parlamentul, pentru a curăți calea către alegeri parlamentare anticipate, pentru a da jos acest regim oligarhic, pentru a curăți Parlamentul și guvernul de criminali. Semnați pentru Dumitru Ciubașenko. Semnați pentru candidatul care împreună cu partidul nostru va scăpa țara de regimul criminal. Noi vom birui și noi vom construi o Moldovă nouă.